Față de cele două persoane, judecătoria Sebeș a dispus arestarea preventivă pentru o perioadă de 30 de zile. Se pare că în data de 10 februarie, cei doi tineri au pătruns prin efracție într-un bar din municipiul Sebeș și au sustras mai multe bunuri din inox. Cu ocazia perchezițiilor, polițiștii au reușit să obțină probe în dosarul penal în ceea ce privește pe tineri. Cercetările sunt continuate sub aspectul comiterii infracțiunii de furt calificat, precum și pentru stabilirea întregilor activități infracționale. Aceștia au fost reținuți pentru o perioadă de 24 de ore.